Și dragilor, vă prezint acum o chestiune, trecem la matematică, la cultură. Inedită în sensul că n-am reușit să dau peste matcă. De fapt, aici era, la inspecția anterioară, acum de o săptămână, era o botcă gata de cluzânare, pentru că am împărțit familia asta în două. Am retras matca în spate, deci aici se află matca de bază. Cum știți, varianta aceea în care împingem spre schimb liniștit, era botca gata de ecluzionare și am căutat matca. Deci, hai să vedeți. N-am găsit-o pe ramă asta, poate o vedeți voi, am mai apățit așa, că mi s-a spus, băi, fii atent că la secvența următoare, la minutul știu ce, se vede matca. Eu n-am văzut-o. Ea e cu zona de aici, e cu zona corect, da? Adică, treacă pe celul rotund, e bine. N-am mai văzut. Ori n-am văzut-o eu când am... Nu mai am ochii așa ageri. Ori chiar s-a dus la împerechere și... N-am mai venit. N-am mai venit. O prins o pasăre, ceva s-a întâmplat. Dar bine e liniștită, parcă oare. Asta pe mine mă face să cred că undeva era liniștit într-un colț. Ceva nu e clar. Așa că am cercetat de două ori și pe urmă am găsit o soluție. Am găsit o mătcuță undeva proaspete ecluzionată, un pufalit de matcă, ieșit acum de 5-10 minute dintr-o botcă și am pus-o pe aici undeva, cred că este. Acum sunt curios să văd, s-a adunat albina. O acceptă, nu acceptă, care-i comportarea ei? Hai să vedem împreună, să fie un test pe care îl puteți face și voi când căutați o matcă. Deci ea este liniștit. Acum, poate fi varianta aceea care ia să ziceți privesc medicirii. Când se va apuca o albina de ouat, poate fi și asta. Deci după ce matca nu se mai întoarce, deci în varianta care n-ar fi aici, a ieșit o prins o pasăre, a murit, o, adică a dispărut, a murit, să înțelegi dacă a prins o pasăre, dar nu a luat-o să o crească. Și ideea este dacă puteți pune o matcă, dar să fie proaspete ecluzionată. Adică dacă se poate chiar din bigudiu, din botcă să ies atunci, nu atacă. Zice, nu e, dar simte că e matcă, își dau seama. Nu văd aici în clipa asta, cred că s-a dus pe rama asaltă. Haideți să încercăm să o urmărim, dacă reușim să o găsim, este lucru bun, ca să înțelegi și voi. Deci, din exterior îmi spune că este matcă. Nu asta, ci cea dinainte, pentru că albina este liniștită, se comportă normal, parcă ar avea-o. Cum i-am pus eu asta, să vedem ce reacție are. În mod normal, ar trebui să nu o accepte, chiar bufalete. Dar nu e agresivă, foarte agresivă, pentru că ea nu prezintă un pericol iminent în clipa asta. Uitați-vă cât de liniștit este. Exact atunci când matca are și ouă, deci o familie echilibrată. Nu sunt probleme de acestea. Ia să vedem, e fi pe partea asta, unde ești tu? Bufalete.
вечера. Вон маткуцы. Реально смотрю. Ну, профессор, в момент, когда я съеду из булатки, или се мишка грео, ну, тогда маркез. Ай, дрептат, верил, да ты так. Așa se explică, nu ai practică acestui lucru, nu o faci foarte repede. Așa. Dacă o aveam marcat, acum o găseam mult mai ușor. Nu? Între astea două ore am dat-o, dar eu știu să fi dus așa repede. Nu o să fac o game piano, că nu sunt pornite sau termine. Asta s-ar mișca Albina, ar fi agitată, s-ar grăbi să a fugi pe ramă după ea, deci... Acum, ori nu ia deloc în seamă, ori acceptat-o și... Nu s-a acceptat-o și... Dar unde ești acum? Dacă nu s-a făcut ghempia, asta poate să aibă două răspunsuri. Unul, că este pufaleț și nu dă atenție. Doi, înseamnă că o acceptă și nu mai apă cealaltă. Posibil cealaltă.